prima fază o să demarăm un meeting la prefectură, deja am făcut prin președintele BNS-ului pe județ, în prima fază la prefectură. În ce perioadă? Nu știu, cred că săptămâna viitoare. Am făcut demersul prin BNS de la București, o întâlnire cu primul ministru. Astea sunt cele două solicitări care le avem acum, după ce discutăm cu administratorul și cu prefectul. Solicităm factorilor politici, prefecturii, am făcut solicitare la inclusiv președintele țării, să ajute să ia măsuri, pentru că asta nu e o fabrică de pâine, asta e o termocentrală care, v-a zis, e prinsă și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Păi dacă vor să o termine, să răspundă ei. Dumneavoastră cere separarea de divizia minieră. Domnul Nica spune că fără divizia minieră în complex, mintia moare. Nu e adevărat. Separarea a fost condiționată în hotărârea 22 HG22 din 2015, când s-a dat prima tranșă de împrumut, s-a luat 97 de milioane și mai avem o tranșă de 77 de milioane, care e condiționată de separarea activității. Nu că vrea Crișovan sau vrea, asta e hotărâre de guvern, e lege. Și dacă domnul Nica ne poate da cărbunele cât e acum pe piață, nu avem nicio problemă. Nu avem nicio problemă. Din cei 560 de muncitori propuși a fi disponibilizați, cât sunt muncitori și cât sunt personal TESA? Personal TESA e undeva la 100 și ceva, deci avem din Direcția Generală 90 și 91 și 465 cu muncitori și cu ingineri din producție, 465. Și se respectă proporția, adică... Asta am vorbit cu administratorul special, e o propunere, îmi spune astăzi de dimineață, trebuie să o analizăm. Am cerut cine v-a dat așa ceva, au zis că ei au făcut-o. Nu mi se pare normal să facă la cehi, care sunt din partea minerească, din partea... Domnule, trebuie să facă specialiști din energie, domnule. Trebuia șef de secție, trebuia liderii să fie acolo. Să vedem ce protecție socială asigură, ce salarii dau, ce șomar, nu ne spune nimeni nimic. Care este starea de spirit a angajaților termocentrale, domnule? Sunt foarte bulversat și foarte nervos și stresat. Apreciați că vor mai continua proteste spontane? Dacă nu vin oamenii de, cum să zic, dacă nu vine administratorul, prefectul și organele, eu nu pot să-i opresc. Deci eu trebuie să-i anunț ce urmează. În momentul acum sunteți în așteptarea acestor persoane. Acum suntem în așteptare. Acum am vorbit cu domnul prefect. Așteaptă să vină domnul Agrișan din Vale. Eu o să plec o delegație la prefectură să-i depun și lui revendicările. După care le așteptăm aici. Am spus, nu pleacă din termocentrală oamenii până nu salariații, până nu vine domnul prefect și domnul administrator special. Să ne spună cum asigură el serviciile de sistem și cum asigură funcționarea termocentralei cu personalul care rămâne. Ei să ne spună cum face. Termocentrala cum funcționează acum, domnule Crișovan? Termocentrala funcționează acum cu un cazan. Oamenii sunt pe camerele de comandă, sunt la alimentare, deci... Mai aveți rezervă de cărbune? 4.000 de tone. Atunci ce vorbim? Și cât timp va ajunge? Pentru 4 zile un cazan, 2 zile un bloc. Asta a fost tot cu toată iarna. L-am auzit pe domnul ministru că am trecut fără import, că n-am trecut cu... Cum am trecut? Să spună cât sunt pierderile. Aveam preț de 400-500 de lei și n-am putut intra pe piață pentru că n-am avut cărbune. Ăsta e adevărul. Și acum cât e prețul pe megawatt? Acum scade. 100 și ceva, 170. Noi trebuie să avem un stoc de cărbune ca să putem intra în piață. Un grup, cu două, cu trebuie. Deci dacă am avea cărbune, anul trecut a fost 700 pe timp de secetă. Iar n-am avut cărbune, iar n-am putut intra. Și atunci ce vorbim de cărbune? Deci termocentrala Mintia nu poate funcționa cu un stoc de 2000 de 3000. Asta a fost tot timpul proiectată să aibă un stoc de 50 de tone, ca să poți să intri pe piață, ca să poți să asiguri siguranța sistemului. Ei, acum de când suntem așa, avem 4000, 5000. Am avut în plină iarnă 1000, era să o dăm jos.